Salutare tuturor și bine ați revenit pe canal. Suntem astăzi la un dealer premium de autovehicule rulate Volvo pentru a vă prezenta oferta acestuia. Din câte am observat, prețurile sunt pentru cei cu buzunare destul de adânci. Chiar și pentru prețul fiind chiar mari spre foarte mari, fiind vorba despre autovehicule rulate, nu știu cât de convenabil este acest lucru. Dar să încep a vă prezenta oferta acestui dealer. Iată, avem o multitudine de vehicule. Stare bună spre foarte bună. Iar în curtea din spate avem și acolo mai multe modele pe care vi le voi arăta imediat. Dar să începem cu acest prim model, care este chiar lângă mine. La 31.850 euro, un Volvo S90 din 2018, cu 23.000 km la bord, 190 cai putere. Mașină nu foarte veche. Mai departe avem 2, 3, 4 mașini crossover. SUV crossover. Iar la 23.450 euro este un Volvo XC60, tracțiune doar față, din 2016, cu 44.000 km la bord, același motor de 2 litri, 190 cai putere. Să încercăm să vedem și din spate. Cealaltă par să fie tot XC60. Îmi place acest XC60 roșu, o culoare foarte frumoasă. €24.850 euro pentru o mașină din 2016 cu 119.000 km la bord, 220 cai putere, motor de 2,4 litri în 5 cilindri diesel. Pare să aibă ceva radar adaptiv pentru păstrarea distanței. Să mă uit mai bine pe dotări. Momentum, all-wheel drive. Abstand tempomat, exact. Big Xenon, la păstrarea adaptivă a distanței. Acest model nu pare să aibă informații, dar pot încerca totuși să mă uit înăuntru. Iată cum arată bordul. Să continuăm. Acest model la 26.450 euro. Cu 135.000 km la bord. Din 2016, 220 cai putere, același motor diesel în 5 cilindri de 2,4 litri. Cum arată. Iar înăuntru, similar cu cel de înainte, dacă nu identic. Haideți să vedem, alături deja încep XC90, presupun.
Aceasta, din păcate, pare să nu aibă informații sau o descriere, dar haideți să vedem aceste două SUV-uri mari. Unul la 52.850 euro, celălalt la 54.450 euro. Să vedem în ce constă diferența de preț. Iată ce faruri cu LED au. XC90, motor de 235 cai putere diesel, în 4 cilindri, 22.000 km la bord din 2018. Iar Surata este cu aceeași motorizare, cu 20.800 de km, tot din 2018. Încercăm să le vedem înăuntru. Evident, vor fi foarte îngrijite, foarte curate, fără zgârieturi. Un astfel de dealer nu își permite să compromită cu mașină stare proastă sau cu care au probleme tehnice. Alături o mașină, un model foarte, foarte aspectuos, la prețul de 46.450 euro, V90 Cross Country, cu doar 28.000 km la bord, din 2017, 320 de cai putere din 4 cilindri. Probabil că un 6 cilindri s-ar fi pletat mai bine. Întâi vă voi prezenta și acest V40, apoi vă voi arăta aceste două mașini și din spate cum arată. 20.850 euro. Din 2017, cu doar 40.000 km la bord, 152 cai putere, benzină. V-am arătat cum arată aceasta în interior, similar cu XC90-ul. Iar aceasta, nu știu dacă se vede, o să încerc să merg, să filmez din cealaltă parte. Iată spatele acesteia. Și V40 din spate. Păcat că Volvo nu mai produce motoare în 6 cilindri. Din câte știu eu. În interior, pare să fie bordul generației anterioare. Avem și două modele de autovehicule de la alți producători, un Mercedes și un Hyundai. Presupun luate la buyback. Iar acest Mercedes este un E250 CGI, motor în 4 cilindri cu 211 cai putere, 2016, cu doar 21.000 km la bord, cutie automată, la prețul de 28.850 euro. Interiorul impecabil. Iar Hyundai-ul probabil că este și cea mai ieftină mașină din tot, de pe tot lotul de parcare, la 8.850 euro. Avem un i30, motorul de 1.6 pe benzină, 135 cai putere, cutie automată, doar 92.000 km la bord. Nu știu dacă se vede ceva înăuntru. Iată curtea interioară unde sunt expuse și alte modele pe care vi le voi prezenta imediat. Să începem cu acest V40 Cross Country la prețul de 21.850 euro. Cutie automată, 61.000 km la bord diesel,
190 cai putere. Încep să dispară cutiile manuale. Acest exemplar nu are date tehnice prezentate, în schimb acesta are. 23.450 euro pentru V40 din 2017 cu 7.800 km la bord, aproape nouă, 190 cai putere diesel, cutie automată. Gata. Și aici o curte plină de autovehicule aduse la servisare și alte autovehicule pentru vânzare. Iată această linie completă. Acest rând. Avem 1, 2, 3, 4 XC90 noi, dintre care acesta pare să aibă informații și descriere. 45.450 euro. Motor de 224 cai putere cu doar 54.000 km în 2015, cutie automată, evident. Producătorii Auto Premium oferă mai mult cutii automate decât cutii manuale. Acum arată interior. Vecina similară. Iar aceasta. Haideți să vă arăt. Ușor, 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 până ajungem la prețul de 62.850 euro. Pentru un V90 de 400 de cai putere. Plug-in hybrid. Cu doar 15.900 km. Wow, ce preț! Iată și interiorul. Nu știu dacă se vede ceva. Din păcate, aceste trei autovehicule nu au informații sau descriere afișată, însă acest XC90 de generație mai veche are. La 31.850 euro, XC60, pardon, vă rog să mă scuzați. XC60, 190 cai putere diesel, 31.850 euro din 2017. Nu e deloc veche. Interiorul foarte, foarte îngrijit, piele. Piele peste tot. Acum arată. Poate am mai mult noroc dacă filmez din cealaltă parte. Deja mai bine. Să continuăm turul, prezentându-vă ultimele mașini. Aceasta nu are informații, aceasta are, aceasta are, pe rând. Să vedem. 27.850 euro pentru un Volvo V60 Cross Country, 150 de cai putere diesel din 2018, doar 28.400 de kilometri, cutie automată. Iată și ultima mașină. Cel mai ieftin Volvo prezent în această parcare, la 16.850 euro.
din 2016 cu doar 22.000 km la bord, același motor de 150 de cai putere diesel, cutie automată. Prima mașină cutie automată pe care o văd. Nu știu dacă se vede interiorul, nu se vede deloc. Să încerc să schimb unghiul. O cutie manuală de Volvo. Acestea fiind spuse, vă doresc o duminică plăcută în continuare. La revedere, pe data viitoare!